Un meci extrem de disputat, având în vedere situația noastră, e al treilea meci în 7 zile, peste 30 de ore de drum. Nicoleta Dincă astăzi a plecat cu chiratoterapeutul nostru la RMN. Cristina Laslo, înainte de acest meci, a avut o contractură și am încercat să joc fără ea până prin minutul 40, cred, dacă nu mai mult. De asemenea, s-a accidentat Miu Bla și Pasaliu. Practic, 4 jucătoare, mai mult decât atât, jucăm cu Seraficianu de vreo 6 meciuri singură pe postul de extremă dreaptă, având în vedere că Nina Bulatovic a fost accidentată. Ținând cont de situația care am fost noi la acest joc, sigur că suntem mulțumiți de rezultat. A fost o stare de oboseală foarte mare. Venim după 2 meciuri, poate printre cele mai grele și importante meciuri în acest sezon, cu Rapid pe teren propriu, unde am făcut un meci extraordinar de bun, de asemenea victoria de la Moșul, însă pare rău că s-a ajuns în situația asta ca jucătoarele să fie, aproape jumătate de echipă, să fie probleme medicale. Asta e situația, nu avem ce face. Mă gândesc cu groază la meciul de sâmbătă de pe teren propriu, returul din sferturi. Sper să reușim să recuperăm jucătoarele. Noi am încercat, am solicitat să jucăm mai devreme pentru a nu mai circula noaptea, pentru că ajungem din nou la ora 3 dimineața. Am ajuns la 3 dimineața la Târgu Jiu, însă clubul gazdă nu a acceptat solicitarea noastră și până la urmă ne-am jucat la ora 18. Asta e situația. Mă bucur pentru victorie. Sper să reușim să recuperăm jucătoarele și să ne calificăm în Final Four. Puteți să ne spuneți ceva despre arbitraj? Nu vreau să vorbesc, nu sunt în măsură. Dar cum vrei, a doua oră că veniți? Nu știu, nu vreau să discut despre subiectul ăsta, discutați cu echipa acasă. Dacă au o problemă sau ceva, discutați cu noi și eu nu pot să spun nimic, atât pot să spun că a fost un joc foarte dur în care noi am ieșit cu niște jucătoare accidentate și n-am înțeles încă de ieri presiunea pusă pe acest joc, dar în sfârșit eu mă bucur că am câștigat și ne-am realizat acest obiectiv, dar, încă o dată, repet, poate că am fi meritat și noi, ținând cont că reprezentăm România în cupele europene, să ni se accepte să jucăm la o oră care să nu rezonabilă. Asta a fost situația, nu vreau să comentez de ce nu ni s-a aprobat sau de ce clubul gazdă nu a acceptat. Ideea este că noi am avut un program în ultima perioadă infernal, jucătoare cu probleme de sănătate, accidentate și alte echipe, văd că și-au amânat meciurile, chiar un meci de-al nostru a fost amânat, fără ca noi să avem vreun cuvânt de spus. Dar asta este situația, mergem înainte, v-am spus, pentru noi cel mai important este meciul de sâmbătă și în rest nu pot să zic decât că mă bucur că ne-am calificat. În aceste condiții era spus și o surpriză să am venit către Târgu Jiu? Nu era, nu știu dacă era o surpriză. Eu am încercat să și menajez niște jucătoare, nici nu am vrut să risc foarte mult, dar până la urmă, vedeți, de ce ți-e frică, nu scapi. Am mai ieșit cu încă 2 jucătoare accidentate, pe lângă Dincă și Laslo cu probleme medicale, care a jucat pe final de joc, Cristina, Miu Bla și Pasaliu, 2 jucătoare de bază ale noastre, care au fost printre cele mai bune la meciul de Moșu, astăzi au ieșit accidentate. Astea sunt cu adevărat probleme serioase. Târgu Jiu, sigur, și-a jucat șansa, a jucat pe viață și pe moarte, bravo lor, le urez succes. Sper să-și realizeze obiectivele de performanță. Noi suntem concentrați pe ceea ce avem noi de făcut. Dar totuși, reacția... Nu știu... Sunteți într-o echipe naționale, sunteți... Da. Eu zic că de ieri s-a pus o presiune pe acest joc. Adică gazdele... Da. Nu înțeleg de ce au pus o asemenea presiune și publică. Sigur că au creat o stare de nervozitate, s-a văzut, acest lucru a fost transmis încă de ieri. De la
Dacă vreți, de la faptul că mi s-a aprobat să jucăm la ora, la ora rezonabilă, ca noi să putem să ajungem cât de cât în condiții optime acasă, ținând cont de faptul că reprezentăm România sâmbătă în cupele europene. De aici a plecat, nu ni s-a aprobat, după aia au apărut acele lucruri care nu le înțeleg și nu vreau să le comentez. Fiecare răspunde pentru asta, da. Tot respectul, nu s-a aprobat cererea din respect pentru suporterii noștri, zi, săptămână, eu înțeleg și să știți că presiunea a fost pusă pentru ce s-a întâmplat în meciul din campionat. Eu știu, dar au creat această stare, a fost creată. E clar. Trebuie să recunoaște că a fost un arbitraj extrem de slab în meciul de campionat. Și de aceea s-a creat o anumită stare de tensiune. Da, dar vi se pare normal ce a apărut și cum s-a pus problema? Ați mai văzut vreodată lucrul ăsta? Eu personal n-am văzut niciodată cu o zi înainte de meci să se pună o asemenea presiune. N-am înțeles, dar în sfârșit fiecare răspunde pentru ceea ce face, nu pot eu să credeți că era mai ok să fie amânat meciul acesta? Pentru noi era cea mai bună decizie și vă spun și de ce. Noi, practic, jucăm sâmbătă, deci am jucat miercuri, am jucat sâmbătă în Ungaria, marți acum, sâmbătă jucăm în cupe, miercuri jucăm la Baia Mare și în 30 ar trebui să jucăm cu ce să București, ce s-a întâmplat, ce să ne București, ce să ne București, ce să ne București, a amânat meciul nostru și noi nu mai putem face nimic pentru că este programul făcut și practic noi am rămas cu meciurile compasate, cu trei meciuri în 7 zile, dintre care zeci de ore pe drum și nopți pierdute pe autocar și pe drum și uitați ce se întâmplă. Uitați că ce se întâmplă și vă spun așa, Bazaliu, da, e jucătoarea echipei naționale. Nu se știe ce se întâmplă cu ea, prin cea acum în vestiară, din cauza genunchiului, da? Adică pierde și echipa națională. Las-o, la fel.